Îl scoți pe Bumblebee și îl înlocuiesc cu... Maimuța care bate step lovește din nou. Nu e deloc amuzant să puneți poze cu Bumblebee pe internet. 7, 8, 9. De ce nu pot conduce de acum înainte? Pentru că picioarele tale se vor atrofia dacă alegi să nu le folosești. 1, 2, 3. Stai, ce e asta? O capsulă cybertroniană? În atmosfera Pământului? Autobot sau Decepticon? Imposibil de spus, având în vedere rezoluția imaginii. În orice caz, merită o investigație. Ar putea fi o capcană și suntem cu un autobot în minus. Să-l chemăm pe Wheeljack? Te aud, să știi... Nu-mi pasă dacă Bulkhead nu e gata de luptă încă. După isprava aia pe care a făcut-o împreună cu Miko, Wheeljack poate să rămână singur. Ar putea fi un autobot în dificultate. Ratchet, adu trusa medicală. E de origine Decepticonă. Și Decepticonul dinăuntru a șters-o de aici. Transformers Prime, noul recrut. Torrent, Moldova. Toți Decepticonii ăștia au ieșit din capsulă? Oamenii numesc asta mașina cu clovni. E prea cald pentru voi? Prieten de-al vostru? Nu l-am văzut niciodată. Am incendiat scurgerea de energon. Un plan destul de bun, nu? Numai că nu a fost planul tău. A fost un foc la întâmplare care era să ne facă chipsuri. A funcționat, nu-i așa? Mulțumesc, amice Autobot. Vitejia ta este de lăudat. Nu pot să cred. Ești Optimus Prime. El e Optimus Prime. Știm. Știm. Da. Cum te numești, soldat? Smokescreen, să trăiți! Bine ai venit pe pământ, Smokescreen. E o onoare să fiu aici, mai ales alături de voi. Și acum?
Nu putem să-l ducem pur și simplu la bază. N-ar fi pentru prima dată când aliatul se dovedește spion. Văd că ți-ai făcut pregătirea la garda de elită de pe Cybertron. Adevărat. Deși era doar un simplu centru pentru recruți când m-am înscris eu. Nici măcar n-am avut o ceremonie de absolvire. Era un război în desfășurare. Hei, tot ce mi-am dorit a fost să fiu un soldat, să servesc cauza autoboților. Dar am ajuns să fiu gardă de corp la Iacon. Vrei să mergem tocmai la casa arhivelor, Optimus? Nu ți se pare extrem de suspicios? Smokescreen, care a fost misiunea ta la casa arhivelor? Să asigur paza lui Alpha Trion în timpul ultimelor zile ale războiului. Ai servit sub maestrul arhivar? N-am fost prea încântat la început. Am grijă de un autobot bătrân în loc să tăpăcesc stevile decepticonilor. Scuze. Dar marele as a dovedit a fi un profesor extraordinar și un prieten adevărat. Adică el a fost cel care a înaintat petiția către Marele Consiliu să te facă pe tine Prime. Rafael, activează Ground Bridge. Asta e tot? Asta e tot ce vrei să auzi înainte să-l inviți la petrecere? Dacă fostul meu mentor a împărtășit această informație, e pentru că a considerat că Smokescreen e un aliat de încredere. N-am mai avut pe nimeni nou aici de la Wheeljack. Care-i povestea ta, Smoke? De unde ai venit? Cum ai ajuns aici? Câte explozoare ai la pachet? Și astea sunt formele de viață pe care se zice că trebuie să le apărăm? Toate sunt la fel ca ăsta? Din fericire, nu. Dar și eu împărtășesc fascinația lui Miko și mă întreb cum de-ai ajuns pe pământ. Într-o capsulă decepticonă de salvare. Mai aveți încă dubii, ha? O echipă dură. Atacul cel mai important a avut loc la cel puțin 20 de kilometri de la casa arhivelor. Situația era destul de calmă, dar lucrurile s-au înrăutățit foarte repede. Decepticonii au lansat un atac puternic care a șters și ultima linie de apărare din jurul Iaconului. Eu am fost singurul care a rămas să le țină piept. Și vă spun eu, eram agitat rău. Adică, asta era șansa mea să am parte de acțiune adevărată pentru prima dată. Să dovedesc ce pot. Până când totul a devenit negru. Decepticonii m-au luat prizonier și m-au aruncat pe o navă de transport. Dar am reușit să scap de gardian și m-am aruncat într-o capsulă de salvare. Se pare că era o capsulă pentru distanțe lungi, pentru că am intrat în stază. Nu mai știu nimic, doar că m-am trezit lovind pământul. Tare! Nava decepticonilor a interceptat semnalul capsulei și a dirijat-o spre pământ. Așa se explică de ce erau decepticonii acolo. Sigur, decepticonii au fost dezamăgiți să nu găsească unul de-al lor înăuntru. Smokescreen, știi ce s-a întâmplat cu Alpha Trion după căderea Iaconului? Aș vrea să știu, dar atunci l-am văzut ultima dată. Asta-i povestea vieții mele. Nu e tocmai gloria pe care o visasem, dar... Adică, până acum, să fiu aici cu Optimus Prime? Știam eu că sunt menit pentru lucruri mărețe. Adică, acum că aveți ajutor, cât de greu poate fi să punem capăt războiului? Uite-te bine, bobocule. Așa e de greu. Smokescreen, ți-aș sugera să ai răbdare să te acomodezi cu noul tău mediu. Să faci un tur al bazei ar fi un început. Normal! Adică, Jack poate să-ți ofere informații foarte utile. Asta e ceea ce oamenii numesc autostrada informațională. Un trilion de gigabiți de date și niciuna din ele utilă. Deși unele oarecum captivante. Dar ce e asta? Forme.
de viață ignorante care habar nu au ce au scos la suprafață. Energon roșu. Dacă voi intra în posesia lui, voi deveni nu doar mai puternic, dar și mai rapid. Semnificativ mai rapid. Torent Moldova. Schimbător de fază? Extractor de scânteie? Imobilizator? Aici ținem relicvele cybertroniene pe care le-am găsit îngropate. Și ca să vezi ce mică e lumea, majoritatea dintre ele... Din arhivele Iacon. Îmi aduc aminte de ele. Wow! Dar ea ce fel de relicvă e? Genul cu care nu te pui. Dacă vreți să mă înlocuiți, ar fi trebuit să-l chemați pe Wheeljack. N-aș fi avut nicio problemă cu asta. Nimeni nu te înlocuiește, Bulkhead. Doar că Smokescreen e prea crud. Păi, și Bulkhead e cât se poate de crud. Arsi vrea să spună că Smokescreen are multe de învățat. Și după ce îl pregătiți, ce o să fie, a? El intră, iar eu rămân pe din afară. Bulkhead, locul tău alături de noi nu e periclitat. Dar nu discutăm despre faptul că avem de mult nevoie de forță suplimentară. Trebuie ca echipa noastră să învețe să lucreze împreună cu noul recrut și nu împotriva lui. Să sperăm că poate să tragă la fel de tare pe cât are gura de mare. Cât de greu poate fi? Hei, prieteni, uitați-vă la asta! Să nu-mi spui că e încă o imagine cu Bumblebee. Oh, vai de mine. Energonul roșu. Aici? Pe pământ? Ce e energonul roșu? E o formă extrem de rară și de volatilă de energon. Transformată în combustibil, asigură o hiperviteză. Trebuie să-l rugăm pe agentul Fowler să evacueze zona, în caz că noi nu suntem singurii care i-au descoperit locația. Așa mai merge! Hai să încălcim puțin circuitele decepticonilor! Având în vedere experiența ta limitată, cred că e necesară o pregătire suplimentară înainte de luptă. Optimus, dacă îmi permiți... De asemenea, noi autoboții trăim pe această planetă ca roboți deghizați. Trebuie să dobândești un mod de vehicul pământean. Pentru a păstra discreția cât mai mult, crezi că ești în stare de așa ceva? Dacă e vorba de roți... Dați-i drumul! Energonul roșu este doar al meu, căci voi lipsiți sunteți de forță în fața stelei atotputernice. Ce? Unde e? No! Ce zici de ăsta? E mai mult viteza lui Ratchet, nu crezi? O betonieră? Da, dacă aș fi un Constructicon. Pe bune? Asta e tot ce poate oferi planeta voastră? Nu, dar suntem în Jasper. Mie e milă de tine. Fowler n-a reușit să-l facă pe Macaragiu să o lase mai jos? Cu siguranță oamenii se pregăteau să transfere meteorul pe un cargou când au primit ordinul de evacuare. Plecați acasă, autoboți! Energonul roșu are peste tot numele meu pe el. Dispus să lupt pentru el. Torent Moldova. Securizați energonul roșu, iar Ratchet să-l trimite la bază.
deja de ultima noastră întâlnire, Prime. Nu te opri, B! Optimus, s-a întâmplat ceva? A venit Starscream să ia Energonul roșu. Și mi-e teamă că nu va renunța la obiectivul său. Starscream? Am auzit povești cu ciudatul ăsta pe tocurcui, pe Cybertron. Trimite-mă acolo, doctore. Când Optimus va avea nevoie de ajutor, îl va cere. Ah, haide! Am și modul de vehicul și tot. Am toate îmbunătățirile și sunt gata să ies... Ce parte din pregătirea suplimentară nu ai înțeles? Cât mai sus de gațări, cu atât mai tare o să cazi. Autobots, învățați așa de greu. Optimus, care e situația? Ratchet, ai nevoie de mine. Pot să fac asta. RC? Bumblebee? Ai auzit ce ți-am spus? Am auzit și te ignor. Asta cred că e șansa ta până la urmă, Smokescreen. Unde e Smokescreen? Asta este. Tu acolo! Ce numele mare scântei crezi că faci? E timpul să ne debarasăm de balastrul ăsta. Se pare că nimeni nu i-a dat definiția cuvântului discret. Deci, autoboții au un nou recrut. Tu trebuie să fii Starscream. Credeam că ești mai înalt. Nu se va termina cu bine. Smokescreen, înapoi. Nu poți face față armurii supreme a lui Starscream. Câteva ultime cuvinte, Smokescreen? Doar 6. Ia-ți la revedere de la armură. Schimbător de fază? Ăsta da! Plan! Nu ești singurul care e înzorzonat cu un dispozitiv la închetură. Gândește rapid! Nu! Ți-am spus că îmi trebuia puțin împrumut. Domn doctor a crezut că vreau să vă fur relicva.
Doar până mi-ai explicat ce plan ai, pe care l-am sancționat. Se numește protocol. Ratchet are dreptate. Procedura standard trebuie respectată de fiecare membru al echipei. Totuși, cred că trebuie să-i recunoaștem meritele lui Smokescreen. Ai demonstrat că înveți repede, alegând să pui strategia în fața bravadei. Nu vă mai putea trăi cu el de acum înainte. Deși poate că fastul adecvat unei ceremonii de gardă de elită lipsește, doresc să-ți urez bun venit în echipa Prime. Bobocul s-a descurcat bine. Nu-ți face griji, Balk, nu-ți ajunge nici la degetul mic. Pe bune, după ce o să-ți vindecăm piciorul ăla, o să vadă moșul Smoky cine e ghiuleaua cea mai tare de pe aici, nu? Bulkhead?